Vă spuneam în prima parte a emisiunii despre pensiile speciale. Sunt ok, sunt în regulă, chiar dacă hipsterii ăștia de la USR-ul tot bagă ei bățul prin gard, domne, cu tot felul de inițiative de-astea tâmpite. Nu vă mai potoliți, mă, nenorociților, să le luați voi pensiile speciale aleșilor noștri, nu? Să umble rupți în fund pe stradă, nu? Asta vreți, domne, să se facă de râs, să poată să-i cumpere oricine cu o ciorbă de burtă, nu? În loc să-i cumpere și păi cu niște zeci de mii de euro acolo, măcar. Răzvan Anghelescu a stat de vorbă cu românii despre pensiile astea speciale. Vax populi. Se acordă la primari ăștia niște pensii speciale, niște pensii mai mari. Vreau să întreb dacă credeți că primarul de la dumneavoastră de aici, din comună sau de unde sunteți dumneavoastră, merită o pensie specială? Merită, primarul nostru merită. A făcut totul pentru comună, asfalt, tot. Nu vă deranjează că au primit pensiile astea speciale și spuneți că al noastră de aici merită să-i dăm o pensie specială? Merită, domn. Banii și merită. Merită bani. Și merită, da. Dacă n-ar merita, n-aveam de ce să spun că nu-i merită, nu? Așa că eu, părerea mea, e că merită. Și el merită pensia asta specială pentru că a făcut ceva. Da, a făcut. A făcut. Față de cum era când a fost alt primar, nu s-a văzut nimic. Era pe aici o șosea nenorocită. Dar uitați-vă și dumneavoastră, e, merită. Niciun primar nu merită, da. Chiar dacă a mai făcut ceva pe aici, primarul ăsta, sau nu prea a făcut? A făcut și n-a făcut. Da. Dacă vă aude acum și vă taie ajutorul social. Păi eu știu acum ce-o vrea Dumnezeu. Glumesc. Deci nu merită primarul, nu merită. Niciun primar. Niciun primar, de ce? Adică are miliarde de lei, de unde are banii ăștia? Alții n-are ce mânca. E băgunt, așa. De ce credeți că guvernul sau le dă banii ăștia? Să-i ție la putere pe ei. Tot pe ei, da. Ce pensie trebuie să-i dăm domnului primar, pensie special? Cât să-i dăm pe lună, credeți, că ar merita? La pensie, zic, nu acu salariu. La pensie care? 6-7.000 de lei. Cam atât să-i dăm pe lună? Cam atâta, da. 60-70 de milioane în bani vechi. Nu vă deranjează că e atâția? Nu vă deranjează, domnule. Pensiile astea speciale. Nu m-a supărat cu nimic, nici eu pe dânsul, nici el pe mine, absolut. Dar ce pensie aveți? Eu am 640 de lei care nu-mi convine. Prima noastră merită nu o pensie, 10. 10? Da. Ce a făcut? De ce merită? Păi ne-a făcut drumurile, ne-a făcut de toate. N-a ajutat. Nu vă deranjează că primarul primește o pensie specială? Nu ne deranjează, cu atât mai bine să primească mult mai mult, că ne-a făcut, aveam inundățile, ne-a părut api, ne-a făcut, ne-a băgat piatră, ne-a făcut asfalt. Dacă nu era bun, nu stătea 20 de ani la noi în comună. 20 de ani a stat primarul. Da. Merită, doamnă, merită pensie specială? Merită. Deci, într-adevăr, merită pensie. Merită pensie, domn. Merită o pensie specială primarul. De ce? De ce primarul dumneavoastră merită pensie specială? Pentru că noi nu avem, trebuie să muncim. Muncim ca să avem și noi, să avem copii. Bun, dar eu vă întreb de primar. Spuneți că merită să-i dăm o pensie specială, bani mai mulți la pensie. Da, merită. De ce? Asta. Pentru ce? Că uite-ne, țină la noi, noi la ei, n-avem dificultăți. Mamică, dar e mulți oameni amărâți. Uite, fata asta are 300 sau cât ai pensie. E, și de boală și... Ce să mai zic? Și de ce ăia să ia pensii mari? Deci nici primarul de la dumneavoastră de aici n-ar trebui să primească. Niciun. Niciun. După mine. Dar treaba dumnealor. Face ce vrea.